Ce au diverse talente, uite, poate dansează, poate pictează, poate pur și simplu iubesc robotica. Uite, asta e o chestie care ne-a ajuns în atenție de ceva luni. Am avut tot felul de echipe, tineri pasionați de o chestie pe care noi o vedeam doar așa, în materiale SF și aproape imposibil de realizat. Anii au trecut, copiii au crescut și pasiunile sunt diverse. Au și coordonatori și mai tare decât atât, vă prezentăm astăzi o echipă ce va reprezenta România la un mondial de robotică, la un internațional de robotică. Să facă prezentările. Rica Pintilie, să rămână, bună dimineața. Bună ziua. Coordonatoarea proiectului, coordonatoarea echipei RoboFalt, cea care va reprezenta România la concursul mondial de robotică din San Luis. Acum, săptămâna viitoare. Super tare. First Lego League, ce înseamnă asta? Este un concurs organizat de compania First și cu sprijinul companiei Lego. Am înțeles. Încurajează tinerele talente în robotică să creeze roboți și să realizeze diverse misiuni. Și să facă altceva decât să stea pe o tabletă. Da. Maria, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci în proiectul ăsta? Păi, de obicei, eu și cu colega mea Briana am lucrat la proiect și un pic la partea de programare a robotului. Ia, uzi, programare, câți ani ai tu? 12. Na, poftim. Așa? Și, în general, încercăm să reușim să facem probele de pe planșă, care este acolo. Planșa este acolo și imediat Dani ne va explica mai multe. Visul lui să facă un cert ăsta de robotică nu ne-a ieșit decât cu trafurașul într-o perioadă. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci în proiect? Eu am lucrat la partea de construcție a robotului. Așa. Și designerul. Design, da, și da? Am construit robotul. Și pe partea de programare, la fel ca Maria. Deci sunteți mai mult. Mi se pare foarte interesant și să, în primul rând, să lucrezi în grupă, în echipă, să ai task-urile pe care să le realizezi fără să-l încurci pe cel de lângă tine. La 12 ani sunt alții care, vorba aia, au peste 30 și încearcă multinaționale să țină o echipă de oameni, se spune, maturi și reușesc cu greu sau poate niciodată. Dani este în fața celorlalți componenți ai echipei, vorbim de cei de la RoboFalt. Dani, pe cine ai adus? Am preluat legătura, mulțumesc, Andrei, alături de mine trei tineri, fiecare cu treaba lui. În față avem un covor pe care ni l-am fi dorit toți când eram mici acasă, dar din păcate noi aveam doar o mochetă. Nata, cine ești? Luca Oprescu. Vârsta? 12 ani. Poți să-mi explici ce e cu covorul din fața noastră? Aceasta este planșa pe care robotul face probele. Este o planșă impusă la concurs? Da. Deci deja o știm, iar robotul e chestia cu macara, este? Da. Gata, am reținut. Avem aici un om cu mânuța bionică. Bună dimineața. Bună dimineața. Numele, vârsta? Tudor Georgescu, 11 ani. Băi, Tudore, ce e treaba asta? Un braț. Este un braț pentru ce? El... Aha, bun. Și cine coordonează robotul? Păi e programat, e autonom. Deci nu tu cu brațul? Asta e total altceva. E total altceva, am înțeles. Te plictisește acasă și atunci... Da. Deci el știe ce trebuie să facă la concurs? Da. E drăcia. Lasă că o să vedem imediat. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-mi, vă rog, de ce unii aveți coadă, nu se vede la televizor, dar e mai bine, urechi și dumneata porți un pârș în mână. Păi, aceasta este mascota noastră și noi am încercat să ne costumăm ca și Panda Roșu. Panda Roșu e un animal super simpatic. Da, este. Se ridică tot timpul în două lăbuțe, este? Da. Este super. Așa. Un Panda Roșu. Asta e mascota voastră. Da, și o cheamă Elizabeth. A, și e fetiță. Este fetiță. Am înțeles, să vă poarte noroc atunci. Spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să facă robotul la concurs? Păi, sunt mai multe probe. Dă-mi un exemplu de una. Una dintre ele este să... Acela alb e un frigider și trebuie să tragă de manetele galbene în față ca să cadă mâncarea. Păi de unde știe robotul unde e frigiderul? Păi trebuie să-l programezi. Ok, deci el știe... Ok, are cameră robotul? Nu. Nu. Deci știe din dimensiuni, din măsurători. Da. Ia uite, ar trebui să fac și eu asta acasă, că uneori nu știu unde e frigiderul când vine.
Deci asta e o probă, de exemplu, să deschidă frigiderul, un robot. Da, și să, după aceea, după ce ia mâncarea, să o împartă la niște animale. Unde sunt animalele? Sunt moment. A, da, o să fie și ele undeva, da, pe da. Chestia sunt, asta, bun. Sunt unde sunt cercuile și au un dreptunghi acolo, acolo sunt animale. Mai dăm un exemplu de probă. Robotul trebuie să o ia printre pereții aceia. Să știi că tu pari foarte om de știință cu asta pe mână, adică dacă ai arătat cu mâna goală ar fi mult mai aiurea, da? Trebuie să o ia printre pereții aceia, să treacă... Da. Ok, să nu-i dărâme. Nu, să treacă peste... gardul acela. Cum poate să treacă? Lovește? Nu, trece peste. Mașineria asta știe să treacă peste un gard? Da. Mi se pare super tare. Dar putem porni? Putem vedea ceva? Da. Ia, arată-mi și mie ceva. Te rog. Și se vede coada, ai grijă. Asta e. Gata, a pornit. Ok, te rog, insist. Porniți și mie mașineria și spuneți-mi ce o să facă, de exemplu. Ce o să se întâmple acum? Ia, întoarce-te așa că nu te vedem la televizor. Nu, cu coada, cu... și tu ai coada. Da. Păi, ce o să se întâmple acum? Prima probă acum o să facem... O să cumpărăm acest braț și o să ducă acvariu cu un rechin acolo. Acvariu cu rechinul, bun. O să treacă peste acel gard. Ceea ce zic eu că e imposibil, că îl va lovi, că are roți. Păi da, îl va pune la pământ, îl va... Ok, ia. Hai să vedem, puneți rechinul și la loc. Și apoi va învârti de chestia roșie de la vacă. Ok. Și va elibera laptele. Sigur, să nu facem de râs la televizor, fii atent. Nu ne facem de râs. Te rog, totul e calculat. Unde trebuie să stea rechinul? Momentan bază și apoi pe dreptunghiul. Bă, am mare încredere în voi, dar am și emoții, să știi. Dacă nu iese. Bun, dă-i drumul la treabă. Eu o să-l urmăresc aici și o să... Eu cu sufletul la gură. Dacă ne iese, îmi pun urechi și coadă, fii atent. Dacă ne iese. Dacă nu ne iese, nu-mi pun urechi și coadă. Dansez o rumba. Răzvan, un minut până ne pregătim. E legătura la tine pe canapea, te rog. Da, se dau ultimele indicații. Rica, spune-mi, de cât timp lucrați la proiectul ăsta? Lucrăm de la începutul anului școlar. Atunci a fost lansată această competiție, faza națională. Fost la faza națională unde am câștigat premiul pentru cercetare, pentru că avem pe lângă partea de robotică, am pregătit și un proiect de cercetare despre ursul despre panda roșu, da? Despre care au vorbit copiii. Și datorită este mult mai complexă, dar pe zona asta v-ați calificat pentru mondiale. Da, exact. Maria, câte ore pe zi dedici proiectelor de genul ăsta? Lucrăm foarte mult timp în timpul zilei, pentru că uneori ieșim din timpul orelor ca să putem să mergem într-un loc mai privat unde avem planșa întinsă și să lucrăm. Aveți asta în școală? Sau aveți... Da, avem un fel de căsuță afară pe terenul. Așa o numim noi, căsuța noastră. Da. Un spațiu de lucru. Și putem să o încuiem ca să nu ne deranjeze ceilalți și lucrăm super acolo și la robotică și la proiectul. Deci 2-3 ore pe zi cel puțin ca să iasă chestia asta. Da, chiar de obicei mai mult. Mamă, super tare. Dani. Da, băieții mi-au zis că totul e pus pe poziție. Aici avem rechinul în acvariu, robotul e pregătit, putem da start, maestre, să vedem ce se întâmplă. E repetiție la concurs, dacă ne iese bine, dacă nu... Nu, dar trebuie să ne iasă, n-are cum să ne iasă. Suntem băieți deștepți. Sper. Dă-i drum. Pac. A luat rechinul. Hop, s-a blocat. Refacem. Pune-l mai așa. Redevin copil, dragii mei. Întinde și planșa, că mi se pare că e ondulată. Da, uite. Băi, Firica, uite. A pus aici un ciob. Hai că vreau să port urechile. Stai așa. Să iau pietricica asta. O paietă de la dansatoare ne-a făcut viața un calvar. Te rog. Și start. A plecat. E bine. Ne-a lăsat rechinul. Bun. A călcat peste aia. Bun. Top. Go. Unde duci? M-am liniștit. Deci a ieșit treaba cu rechinul. Trebuia să ne mai iasă și chestia cu aia roșie. N-am văzut linia neagră. Auzi, n-ai văzut linia neagră. Șterge camera. Linia neagră. Are un senzor, nu? Chestia roșie. Andrei, spune ce senzor are. Are un girosenzor care ne ajută. Are aici un girosenzor care ne ajută să vedem cât
trebuie să ne rotim. Da, girul de rotație și un senzor care citește liniile. Avem aici un senzor ultrasonic care măsoară distanțele, vede obiecte, okay, și ne ajută să ne ghidăm după, să ghidăm aici după gărduleț. Ok, și pe burtă? Aici are un senzor de culoare sau de lumină, okay, care identifică culori. Dragii mei, mulțumesc tare mult, măcar ne-a ieșit cu rechinul. Nu ne-a ieșit tot, deci nu portă nicio ureche. Ne-a rămas bun, Răzvan, pentru că timpul e presant, ca în orice concurs. Succes unde mergeți și să veniți cu medalii. Vine aici în dreapta mea. Luăm